priceliți la verificarea mandatelor delegaților Congresului, după care să informați Congresul despre rezultatele validării acestor mandate. Atât aici. La fel, pentru petrecerea Congresului, avem nevoie de a alege Comisia de demarare a voturilor. Se propune Sergiu Rența, Ruslan Zaplitnyi și Nicolae Grigorișe. Se dau propuneri. Dacă nu, propun votăm să votăm un bloc. Cine pentru persoanele numerate, vă rog să votați. Mersi mult. Cine este împotrivă? Cine s-a abținut? Nu. Mersi. Unanim. După ce au fost alese organele de lucru ale Congresului, este nevoie de a adopta și ordinea zilei, ordinea de lucru a Congresului. Pentru lucrările Congresului a fost propusă următoarea ordine de zi. Raportul Consiliului Republican al Partidului Popular Republican, raportul Comisiei de Cenzură al Partidului cu privire la aprobarea statutului Partidului în redacție nouă cu schimbarea ulterioară a denumirii din Partidul Popular Republican în Partidul Politic Partidul nostru. Întrebarea 4. Cu privire la aprobarea programului Partidului în redacție nouă. A 5-a întrebare. Cu privire la alegerea președintelui Partidului. 6. Cu privire la alegerea componenței Consiliului Politic Național al Partidului. 7. Cu privire la alegerea componenței Comisiei Centrale de Cenzăr și 8 cu privire la desemnarea persoanei responsabile de prezentarea pentru înregistrare, depunerea materialelor Congresului pentru înregistrare la Ministerul Justiției. Această ordine de zi a fost aprobată de către Consiliul Politic și se propune pentru ședința de astăzi a Congresului. Sunt careva obiecții la ordinea de zi a lucrării Congresului. Dacă nu, se propune să fie... Până la urmă, depășând toate lucrurile acestea, partidul s-a ales cu o echipă consolidată cu care știai că poți să mergi la luptă. După redenumirea în anul 2005 a partidului și după așa numiții democrații, de la Troșca și Deacu au votat pentru a doua venire la puterea președintelui Voronin, pe perioadă a devenit o forță combativă și poate unică cu adevărat de opoziție. Numai câte probleme făceau ziarul care susținea partidului, în 2007, din partid extraparlamentare, la alegeri locale, am câștigat cele mai multe mandate în consilii locale și primare. Dar cel mai mare succes am avut debarcându-l mașcan comunist din autonomia găgăuză și instalându-l pe atunci ne părea că pe noastră. Or, la tema aceasta, alegerea candidaților pentru alegeri locale, mă voi opri la sfârșitul cuvântării mele. În Republica Moldova, și astăzi am văzut discuții, iată succesele. De o parte, l-am prevenit pe domnul Satei, că mie personal mi-a fost deschis în 3 dosare penale de tericare 1, am și fost judecat la 6 ani cu amânare pe pieții. În total, în judecată am fost prezent 362 de zi. Cel mai greu și moral distrugător pentru mine nu au fost perchezițiile din casa mea, reținere din stradă, dar faptul că alte vreo 10 persoane apropiate partidului au fost reținute, percheziționate și înjosite. Ajunsesem la perioada când lumea văzându-mă trecea pe altă parte de drum, chemându-se să se vorbească la telefoane cu mine. Ori, vedeți că istoria s-a repetat 100%. Înseamnă că democrația la construcția căruia trebuie să ne punem și noi umărul, în Republica Moldova, nu că n-a dovedit să instaleze, dar nici nu este de parte. E de menționat că în acea perioadă unii lideri de azi, așa numiți patrioți, ședeau prin
curțile lor cu piscină, cu alți lideri comuniști, bucurându-se că un posibil concurent este distrus cu mâinile comuniștilor. Ori istoria alegerilor de anul trecut ne-a demonstrat și eu sunt chiar convins că Partidul Socialiștilor nu avea nici 5 mandate în Parlament dacă nu era distrus formațiunea și liderul în care ați participat și dumneavoastră la alegeri. În așa mod, formațiunea a ajuns semidistrus în alegerile din 2009 și evenimentele din aprilie. Această lecție trebuie să fie de învățat, de învățături, am spus eu la congresul trecut, viitoare conduce, cu atât mai mult că metodele au fost preluate de actuale guvernanțe care să ne convingă că trăim în societate democratică, care ne conving zi de zi. Cu toate acestea, la congresul 3 ne-am angajat împreună într-un amplu proiect de modernizare a Republicii Moldova, vorbind din nou despre necesitatea înnoirii clasei politice. Am menționat că aceste dezirate pot fi atinse prin participarea la alegerile parlamentare și locale. S-au selectat cu atenție de cadrele și din campania alegerilor parlamentare din 2010 s-au evidențiat niște echipe importante în Cahul, Glodin, Sângerei, Strășeni și Taraclie, cu toate că rezultatul general cu țara a lăsat de dorit. Concluzie care pot să o fac pe lângă reproșurile organizațiilor organizaționale pe care mi le aduc și ca președinte, deci concluzia este că Republica Moldova alegerile nu sunt constituite o luptă de idei, cum să transformăm spre bine viața cetățenilor și competiții, cine va arunca mai mult bani să cumpere alegătorii, cine va avea mai multe mijloace de informare în masă pentru spalarea creierilor. După aprecierile mele, cei care se află astăzi la guvernare au cheltuit pentru campanie electorală de la 20 la 30 de milioane euro fiecare. Aceste lucruri le-am spus la congresul trecut. Ori, sunt obligat să le repet astăzi, că v-am spus că noi, poate și o să discutăm astăzi ca niște papagali, o să repetăm toate acest lucru, dar ar fi bine să ne aducem eu aminte de ce am vorbit, deoarece campania electorală din 2014 a fost trasă ca la Indigo. Nu a avut dreptul nimeni să iasă la televiziune, a predominat poziția celor care sunt cu bani și i-au curat în buzunarul cetățenilor, și rezultatul este astăzi văzut. De unde am dat un interviu într-un ziar, trebuie să iasă legat de Banca de Economie și am spus că această guvernare de astăzi mai are de trăit ca în filmul acela cu desene animate. Țineți minte, Maciești și Baciști, când au spus că n-am bădin prostăiat, n-am bădoci prădejață, perechiul nas telecom e železnă dorogă. Ori, anume dumneavoastră, să trebuiască să fiți cetățenii care o să fixați toate încălcările acestei guvernări. Cu toate că cetățenii Republicii Moldova, dar trecută, era rușine la alegerile trecute, să recunoască că au votat pe RDM-ul și pe DEU, ei au făcut rezultatul aceasta. Așa este moldovanul. O sacoșă de bună, o sticlă de rachiu și toată indignarea lui de un an dispare în ziua alegerilor. Din păcate, în acest ultim la cartesul din orice cartesul unde locuiesc compact unității naționale, am avut un rezultat mult sub mediu. Atunci vorbeam eu despre alegerile care le-a petrecut Partidul Popular Republican. Ceea ce a demonstrat necesitatea unor abordări specifice și a unui efort mult mai susținut. Ori vedem că participarea formațiunii noastre la alegerile trecute, chiar și sub alt trend, cred că a ținut cont de aceasta, mai ales de lucru cu minoritățile naționale. La 5 iunie 2011, Partidul în cadrul blocului electoral Forța a treia a participat la alegeri obținând 2 mandate în Consiliul Regional și 39 de Consiliul Orășănești Sătești și un mandat de primar. Modest, dar și această campanie ne-a învățat câteva lucruri. Pentru alegătorilor trebuie să vă uniți, să vă fiți în mai puțin pe liste, este fals. Și doi, nu trebuie să te unești cu partide care chiar nu au nimic în teritoriu. Cu toate succesele acestor două campanii care le-am avut noi electorale, trebuie să menționăm că un partid sunt foarte sănătoase, au autoritate în teritoriu. Președintele partidului și membrii Consiliului Republican își asumă răspunderea politică pentru rezultatele campaniei electorale în deplină măsură. Onorat asistență, Republica Moldova parcurge o etapă extrem de importantă în istoria sa. Țara este condusă de niște clanuri oligarhice ce folosesc guvernarea pentru a se îmbogăți personal. Ori
Vă spun încă o dată, citesc raportul care l-am citit și la congres trecut, de parcă l-am scris aseară. Nu s-a schimbat nimic. Faptul că ne aflăm în procesul de începere a campaniei electorale ne impune în timpul cel mai apropiat reactivarea muncii electorale. Vreau să intenționez, am spus atunci, liderii organizației electorale care alegerile viitoare vor folosi cel mai efectiv criteriu de apreciere a muncii dumneavoastră. În campanie electorală, în segmentul de aproape 3 luni de după alegeri, noi ne întâlneam cu sute de militanți ai partidului, dar și cu oameni care ne-au votat și doreau să ne voteze în continuare, precum și cu unii dintre cei care nu ne-au votat și acum regretau faptul și se lăsau înșelați de retorică demagogică numită europeanism, anticomunism, oponenților politici. Întrebările acestor oameni simple erau simple, dar esențiale pentru viața lor. Ei vor să știe anume cum vor acționa partidele pentru a pune capăt actuale guvernări care sărăcește populația și distruge economia. Oamenii se interesează de ce partidele reacționează nu atât de hotărât ca niște partide de opoziție atunci când puterea lovește în interesul de celor mulți. Noi suntem întrebați dacă nu vom trăda și noi interesele alegătorilor așa cum le-au trădat partidele care se declară azi în opoziție, dar nu au rezistat în fața ispitii. Dacă înțelegem să formăm o listă locală sau parlamentară, care să fie incluși niște lideri din teritoriu, care își reprezinte cu cinstele oamenii și renunțând astfel la unele personalități din Chișinău cu biografie dubioasă. La aceste și multe întrebări, trebuie să răspundem cu oamenilor deschiși. Ca președinte, am fost responsabil în primul rând de menținerea unității și viabilității partidului. Ca președinte, mi-am concentrat activitatea pe câteva principii de care doresc să le spun în continuare. În primul rând, am crezut și cred în necesitatea unui proces de schimbare și modernizare a formațiunii, într-o realitate socială care se schimbe rapid partidul, nu poate rămâne într-o realitate socială. Partidul prin schimb rapid și nu poate să rămâne încremenit în proiectul său inițial. Dacă principiile și valorile în care credem sunt constante, avem datorie să căutăm un mijloc de realizare, adaptare, unoritate noi. În al doilea rând, am crezut și cred în necesitatea de a menține partidul deschis. Putem deveni forță politică principală a Moldovei, dar în condițiile când voi veni alături, în permanență, noi grupuri de militanți, demonstrând că suntem capabili să promovăm noi generații de lideri. I-a spus-o și domnul Usat în o dată. Un lider de partid trebuie să piardă, adică nu să piardă, dar să-și consacre 90% din timpul său discuțiilor cu cetățenii. Cetățenilor le place când liderul politic discută cu ei, cetățenilor le place când îi susține și cetățenilor le place când acest lider politic își îndeplinește promisiunile luate. În al treilea rând, am fixat ca obiectiv esențial al mandatului de președinție transformarea partidului în principală forță de opoziție a acestei guvernări catastrofale pentru Moldova. În al patrulea rând, am crezut și cred nestrămutat în nevoie de a reacționa cât mai rapid la problemele care se confruntă societatea. În acest sens, m-am sprijinit pe experiența acumulată în perioada când am activat în Parlament și în Guvern. Experiența care echivalează pentru mine ca un bun îndrumat. Una dintre marile greșeli, dacă să vorbim a partidului, a fost a partidelor ce au activat până acum, e că au cercetat în liniște ca pe un procedeu politic obișnuit, calomniile și acuzații de la persoane lansate fie din partea guvernanților, fie din partea opoziției sau a societății civile. Și mai ales cum s-au găsit acum niște scripte de serviciu care pot să-ți distrugă orice acțiune pe care o întreprinzi. Uneori atacurile erau atât de gratuite încât li s-a părut irelevant să li se răspunde. Și tăcând chiar împotriva evidenței, acele neadevăruri au fost crezute. Astfel au contribuit la deprecierea imaginii partidului. În prezent este și mai greu să activeze. Ori, anume, în aceasta ați trecut și dumneavoastră toți și liderul partidului în această perioadă de când a avut loc congresul în aprilie 2014. Eu m-am convins
și dumneavoastră v-ați convins că suntem capabili să protejăm atât membrii de partid, cât și cetățenii ce ne susțin. Vom răspunde fiecare acuzații, vom lua poziții față de oricare stratagemă represivă a puterii, vom dezvălui opinii publice, cine și ce jocuri face Republica Moldova. Suntem conștienți că actualul arm de guvernare nu poate lupta la nivel de idei și viziuni. Unicile arme pe care le are este menține și diminuiește sunt calomnie și justiția sfugarnică. Constatăm că unii colegi se tem să iasă la bataie. Preferă să stea puțin când diferite persoane aflate la putere operează cu neadevărul. Actuala putere a promis în 4 ani mai mult, a comis mai multe greșeli față de câte s-au făcut anterior. Nu avem dreptul să tăcem și să fim speriați. Suntem obligați să spunem adevărul și despre noi și despre guvernanță. Nu lăsăm lucrurile să treacă, nu lăsați minciunile să se așeze, nu lăsați adevărurile nespuse și mai ales nu-i lăsați să-și facă jocul. Aceasta este marea mea rugăminte față de viitoarea conducerea partidului. De parte de mine a fost ideea că funcția înaltă de președinte al TPR mi-a adus un confort personal. Din contră, zile și nopți nedormite, resurse umane și materiale cheltuite, neplăceri personale, dar vă spun și nu, că nu-mi pare rău. Și nu-mi pare rău că am fost acela care l-am propus pe Renato Usati la această funcție, chiar dacă a trecut încă nu atât de serios prin mașina de tocat carne actuale putere. Un lider de partid, dacă nu vrea să lingă patopii guvernanților, și este un politician incomod. Cu toate consecințele care trebuie să le suport. Sunt mândru că am putut să fac aceasta și sunt mândru că a făcut-o aceasta și domnul Renato Sato, cât și colegii mei care m-au activat atâția ani în politică. Vreau să mulțumesc celor care am fost împreună, domnul Pamfili, cu Julia, Ișan, Ocane, Jovanski și toți. Și la momentul în care mi-a expirat mandatul, am venit în fața dumneavoastră și am spus. Ar fi sincer să-mi declar că nu particip mai departe în politică și ar vrea să văd un lider nou. Dar cronologia evenimentelor după Congresul 4 al Partidului Republican a fost de așa natură că și v-am mulțumit și dumneavoastră că ați avea un lider la Congresul trecut. Cronologia a fost că m-am trezit cu iarăși în funcție de lider de partid. E nevoie să analizăm această perioadă la rece. Era clar că Ministerul Justiției și Guvernarea nu o să ne ministrez. Totul a depins de tactică. Și aici ar trebui să o spun deschis. Am avut divergențe cu domnul Usati. Am propus să mai organizăm un congres al partidului, repetat, atunci pe loc, respectând toată procedura, care s-a făcut că nu a fost încălcată, dar să respectăm și să facem acest congres atunci. Cât o vedeam la alegerile parlamentare. Era timp pentru alegerile parlamentare. Dumnealui ales pe alte variante. Era clar că este varianta fără nicio un succes, dar, mă rog, fiecare trebuie să-și asume greșelile și să poate de aici cu capul, de aici când perete în zi, atunci te înveți mai bine policii moldovenești. Eu spun despre partidul Paros, care nu cred că trebuia petrecut acel congres, dar și din mai primit o lovitură, pe când se putea legătă pe grup de alegeri locale, alegeri parlamentare. Să înțelege că la urmă nu mai era timp și ascensiunea, adică plasarea domnului Usati în fruntea Partidului Patria, iată și unele neplăceri, cât și o reclamă unui formațiuni politice care nu a existat deloc și nu a avea oameni în teritoriu. Bine, acestea sunt niște lucruri care trebuie să le învățăm. Și după congres, cum v-a spus, care s-a desfășurat lucrări la 13 aprilie 2014, la 7 mai 2014 au fost depuse
la Ministerul Justiției documente necesare în vederea înregistrării modificărilor. La 9 iunie, Ministerul Justiției a emis decizia cu privire la refuzul înregistrării modificărilor a statutului Partidului Popular Republican, invocând de temeie respectarea procedurii statutare privind convocarea Congresului. Astfel, potrivit prevederilor punctului 10.5 din statutul partidului, decizia privind convocarea Congresului este adoptată de Consiliul Republican cel târziu cu 2 luni, până la data deschiderii lucrărilor lui. Noi am socotit că sintagma cel târziu ne permite să petrecem. Ei au spus că această sintagmă nu permite, cu toate că și unii lingviști care cunosc și tălmăcirea acestei sintagme au spus că noi avem dreptate. Bine. Drept urmare, ședința Consiliului Republican privind convocarea Congresului a avut loc la 16 februarie 14, iar Congresul a fost la data de 13 aprilie. Se privește că Ministerul a considerat că Congresul trebuia să aibă loc cu două zile mai târziu, dar nu cu 2 zile mai devreme. De parcă aceste 2 zile ar fi influențat cumva viziunile membrilor partidului sau bunul mers al Congresului sau ideologia acestei formațiuni. La 11 iunie a fost depusă acțiunea în instanță de contencios administrativ la Curtea de Apel Chișinău, contestând legalitatea deciziei Ministerului Justiției. La 30 iunie 2014, Curtea de Apel Chișinău a hotărât respingerea, care e fondată cererii de chemare în judecate de către Partidul Popular Republican către Ministerul Justiției, privitor la anularea deciziei Ministerului Justiției din 17. La 7 iulie 2014 a fost depusă cererea de recurs la Curtea Supremă, dar împotriva hotărârii Curții de Apel. Ca urmare, la 28 august, Curtea Supremă de Justiție a decis respingerea recursului Partidul Popular Republican și menținerea deciziei Curții de Apel. Ori nu o să intre în probleme juridice, ați urmărit și dumneavoastră cum au fost schimbate judecătorii la Curtea Supremă de Justiție, cum s-au dat indicațiile acolo. Bine. Noi am acționat în această perioadă ca în fabula aceea cu 2 mușchi care au căzut în lapte și unul au spus că nu mă mai mișcă, tot unul au să mă înnec și s-a înnecat. Dar noi am dat din picioare și laptele s-au făcut unt, cum spun, și iată am rezistat până acum. Am putut să ne păstrăm în acest fucior cu, dar nu, numai nu cu lapte. Ca urmare, Curtea Supremă de Justiție, deci decizând respingerea, partidul a depus o cerere la Curtea Europeană pentru Dreptul Omului, prin care a solicitat recunoașterea refuzului Ministerului Justiției de a nu înregistra formațiunea politică drept o încălcare a normelor Convenției Europene pentru Drepturile Omului. Ulterior, la 20 noiembrie, Curtea Europeană pentru Dreptul Omului a declarat inadmisibil această cerere, și a invocat că solicitanții nu au întrunit toate condițiile prevăzute de articolul 34-35, deci n-au trecut toate procedurile interne. În timp ce v-am spus, mergea să se desfășura această procedură, a fost format Partidul Parus, dar până la urmă, pentru a participa la alegerile parlamentare, candidații de la partidul nostru au mers pe lista Partidul Patria. La 13 octombrie, Comisia Electorală Centrală a înregistrat ca candidați electorali Partidul Politic Patria. La 27 noiembrie, Comisia Electorală Centrală a expus din curs electorală Partidul Patria, cu 8 zile înainte de alegeri. Ori, îmi pare că toată lumea nu s-a mai văzut așa ceva, că dacă aveau pretenții poate față de ordinatul satei, putea fi eu expus ca tractor sau altcineva, dar numai nu întreaga formațiune politică. A fost înțelege că un pas rușinos pentru această putere și nu mai spun pentru Comisia Electorală Centrală. Începând cu aceasta, după 27 noiembrie, s-a desfășurat această campanie activă de represiuni și persecutărilor a membrilor echipei ordinatului satului. La 2 decembrie au fost efectuate percheziții la câțiva membri, soldate cu reținere pe 72 de ore al Nicolae Țepovici, acesta fiind deținut în arest până la 04 februarie 2015, când a fost modificată măsură și o felicit cu faptul că a văzut în sfârșit soarele.
La 30 decembrie, unul a percheziților și un alt activist al echipii, Cornel Morar, a fost reținut 72 ori și deținut până la 31 ianuarie. În aceeași zi, percheziții au fost efectuate și în oficiile din Comrat, Bălschi, Șineu și ofici centrală. La 6 decembrie anul trecut, sub pretextul coruperii alegătorilor în campanie electorală, polițiștii, procurorii și mascații au efectuat percheziții la domiciliu peste 20 de persoane, membri ai echipelor USATE, în rezultatul cărora au fost ridicate lucruri personale, au fost speriați copiii, oameni presați psihologic. La tot acest timp, organizația s-a adresat la toate organismele internaționale care există în Republica Moldova, dar care au luat apă în gură și ele fiind la teremul acestei puteri distrugătoare pentru Republica Moldova. Am vorbit atât de mult despre aceasta și vrem să vă mai spun ceva în încheiere. Dar vă spun acum, ca să nu mai ies pe urmă, să nu mai să stragă piesă. Formațiunea politică, de fapt, acum se află în preajma alegerilor locale. Este un curs normal al vieții politice. Așa, în principiu, se nasc partidele. Ele participă întâi în alegerile locale, pe urmă merg alegerile parlamentare și așa mai departe. Ori vreau să vă spun celor care stați aici, ca să țineți minte aceste cuvinte. În campaniile alegerilor locale nu există, da, poate imaginea liderului face 50% din succesul dumneavoastră. Dar cetățenii din satul Cutare sau Cutare, care poate încă n-au auzit de USATE, s-au auzit, vor să vadă și un lider în sat care va fi consilier sătesc, consilier raional, și atunci dumneavoastră, cei din teritoriu, aveți menirea să completați această imagine a liderului cu imaginea dumneavoastră. Acesta este marele efect al alegerilor locale. Partidul trebuie să caute, să propună persoane integre, persoane cu autoritate, persoane care cunosc ceva. În sate, în orașe, pot să mai organizez concerte, pot să mai organizez niște acțiuni de masă, dar contează cine va lucra 4 ani pentru acești oameni. Dumneavoastră trebuie de astăzi să începeți a lucra la pașapoartele satelor și orașelor. Am în vedere pașaportul, este istoria satului, ce e nevoie de făcut în acest sat, care sunt problemele cetățenilor, cât mai sunt, câți au plecat, câți au rămas, ca când îți veni în momentul ce veți fi ales în alegerile locale, să putem să începem a hotărâi problemele cetățenilor. Deoarece dacă nu se întâmplă aceasta acum, la alegerile parlamentare, o să fie destul de greu de lucrat. După 4 ani, despre formațiunea o să judece numai după acțiunile USATE, dar o să judece și de capacitățile dumneavoastră de a conduce și de a soluționa problemele cetățenilor. Ori, ca să nu vă pară rău ca și mie, pe de o parte, în 2007 m-am bucurat la alegeri locale că am dat jos bașcanul comunist. L-am găsit pe Mihail Formozașu, care l-a dat jos. Dar pe urmă m-am tristat că calitățile lui a unui om care spunea că se va gândi la problemele găgăuzilor, la, s-au redus numai la interesele propriului buzunar. Un om care și-a pierdut după 2 mandate de bașcan toată autoritatea și astăzi nu știu dacă va mai putea trăi în această autonomie, în această zonă. Ori ar vrea foarte mult ca dumneavoastră și v-am spus odată trecută cu experiența mea că când ești în guvernare locală, republicană, este foarte important să poți să mergi pe stradă, să dai bună ziua cu oameni și poți să te uiți în ochi la acești oameni și oameni să salute și să spună ții minte că am fost la tine și tu m-ai ajutat? Nu țin minte, dar mulțumesc mult că m-ai ajutat. Ori, aceasta este acțiunea importantă a partidului care se va lansa astăzi și va
întinde astăzi aici. Este un lucru foarte greu, foarte migălos, să aveți niște oameni deștepți și oameni care să nu vă trădeze. În mare majoritate, cei care au rămas aici după represiuni, cred că de acum știu ce înseamnă trădarea, știu ce înseamnă presiunea, am mai rămas că sunt niște oameni care cunosc problemele cetățenilor. Eu vă mulțumesc mult. În acest context am declarat dat trecut și o declar și acum că eu mă retrag din funcția aceasta. Nu pot să mă retrag, după cum vedeți, din viața politică, că ea mă mai deodată să aduce aminte de mine, dar din funcția de președinte al Partidului Popular Republican mă retrag. Și de aceea vă mulțumesc mult pentru atenție. De validare. Am fost ales președinte comisiei și în acest sens permiteți-mi să dau citire raportul comisiei de validare. Prin decizia Consiliului Republican din data de 7 decembrie 2014 a fost stabilită norma de reprezentare a delegaților în proporție de un delegat la 120 de membri Partidului Popular Republican. În rezultatul examinării listei delegaților, aleși de către filialele Partidului Popular Republican, s-a constatat că de număr total de 98 delegați sunt absenți un delegat. S-au înregistrat 97 de delegați și s-au validat 97 de mandate. Vă mulțumesc pentru atenție. Stimați delegați, după ce s-au oprit în conformitate cu punctul 10.23 din statutul Partidului Popular Republican, Comisia de Revizuire și Control a efectuat verificare permanentă a modului de gestionare a Partidului Popular Republican pentru a evita unele posibile erori și de a îmbunătăți modul de activitate, mai cu seamă ceea ce se referă la partea financiară. În perioada din 3 iunie 2009 și până 13 aprilie 2014, Partidul a beneficiat de un buget în sumă totală de 388.338 lei. În majoritatea lor, veniturile bugetului au fost formate din donații ale membrilor de partid, precum și altor ajutoare, atât din partea persoanelor fizice, cât și din partea persoanelor juridice, rămânând în Republică. În perioada sus menționată, în urma activității financiare, îndeosebit în timpul alegerilor în 2010, au fost efectuate cheltuieli în sumă de 2.338 lei. La moment, partidul are un câștig de cauză în dosarul cu privire la neexecutarea de către primăria Chișinău a deciziei despre acordarea partidului unui spațiu, ca rezultatul, în hazaua partidului au venit 50.000 lei. Mijloacele financiare au fost utilizate pentru următoarele cheltuieli. Achitarea machetelor publicitare, pliantelor, publicații politice la radio și televiziune. Pentru diferite publicații periodice, inclusiv ziare, adresări, diferite calendare și altele, folosite nu numai în companie electorală, dar și în lucru de zi cu zi. Au fost utilizate la organizarea diferitor întâlniri cu alegători, inclusiv plata pentru cunoștință și cazare, pentru arendă sediului partidului, plata pentru servicii comunale și telefonice și servicii de telefon. În total, în perioada anilor 2009-2014, pentru cheltuieli sus menționate, au fost utilizate mijloacele financiare în suma de 337.638 lei. După perioada de 13 aprilie 2014 până la ziua de azi, s-a constatat veniturile în urma donațiilor persoanelor fizice în suma de 272.501 lei, care au fost transferate pentru servicii juridice privind contestarea deciziei Ministerului Justiției de a înregistra modificări adoptate de către Congresul 4 din data de 13 aprilie 2014 la CEDO, în sumă de 96.000
2500 de lei. În luna ianuarie 2015 au fost transferate 180.000 lei de către compania Orianska Allianz pentru procurarea caselor SIM. Astfel, reieșând cele scrise mai sus, în perioada de gestiune 2009-2015, partidul a finisat cu 45.460 lei pe cont. Ca rezultat a celor menționate, Comisia de Revizuire și Control a Partidului Popular Republican recomandă următoarele. Să se intensifice lucru cu membrii partidului referitor la cotizații, să se întreprindă măsuri în vederea atragerii unui sponsorizări din partea simpatizanților partidului și altor persoane de afaceri atât fizice cât și juridice, să se întreprindă și alte măsuri în vederea obținerii venitului necesar pentru desfășurarea activității partidului, care sunt prevăzute în statutul partidului. Vă mulțumesc! Eu, onorată asistență, stimați colegi, delegați și invitați. Actualul congres trebuie să marcheze începutul unei noi etape în istoria partidului și în lupta noastră politică. Acest fapt impune și necesitatea aprobării unui statut în redacție nouă. În cele ce urmează, voi face prezentarea principalelor elemente care necesită a fi modificate, precum și o scurtă trecere în revistă a conținutului proiectului statutului pe care l-a deschis fiecare de dumneavoastră în mapele care le-ați primit la înregistrare. Deoarece elementele de identificare de partidului sunt denumire, simbolul permanent și adresa juridică, care sunt de altfel și parte componenta statutului, cu permisiunea dumneavoastră o să încep cu prima propunere și anume modificarea denumirii. Se propune a fi modificată denumirea din Partidul Popular Republican în Partidul nostru. De ce Partidul nostru? După cum cunoaștem cu toții, Partidul nostru, această propunere aparține domnului Renato Osatu. Partidul nostru urmând să fie partidul nostru, al tuturor cetățenilor Republicii Moldova, care împărtășesc aceleași valori, care susțin aceleași idei, care urmează aceeași cale într-o atingere a obiectivelor și scopurilor propuse. Din partidul nostru vor face parte toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de originea lor etnică, respectând totodată dreptul fiecărui cetățean la autoidentificare culturală, lingvistică, religioasă, etnică, socială și de alt gen. Următoarea modificare care necesită a fi efectuată, de altfel este și o propunere, este simbolul permanent al partidului. Simbolul permanent al partidului necesită a fi modificat și în contextul modificării de numire. Astfel, simbolul permanent al partidului reprezintă un dreptunghi orizontal, alb-albastru, culori care îl împart pe diagonală. Diagonala pornește din colțul stânga jos și se termină în colțul dreapta sus. Pe diagonală, culoarea albastră acoperă partea de sus, culoarea albă, partea de jos. Pe culoarea albastră este imprimat cu alb cuvântul partidus, iar pe culoarea albă, cu albastru, cuvântul nostru. În ceea ce privește adresa juridică, o altă propunere de modificare, se propune ca acesta să fie modificată din municipiul Chișinău, strada Alexei Matievici, 84-1, în municipiul Chișinău, strada București, 117. După elementele de identificare ale partidului, noua redacție a statutului scoate în prim plan problemele construcției partidului. Astfel, partidul este format după principiul teritorial, prin instituirea structurilor sale subordonate, în cadrul unităților administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova, după cum urmează. Organizații primare în unitățile administrativ-teritoriale de nivelul 1, organizații teritoriale în unitățile administrativ-teritoriale de nivelul 2. Organele de conducere ale organizației primare sunt Adunarea Generală a Membrilor, Consiliul Organizației Primare, în cazul că organizația primară va avea mai mult de 30 de membri, Președintele Organizației Primare. Organele de conducere ale organizației teritoriale sunt conferința, Consiliul Teritorial, Biroul Teritorial, Președintele, Vicepreședintele, Comisia de Cenzuri și Secretarul. Organele centrale de conducere ale partidului sunt Congresul, Consiliul Național, Biroul Executiv Național, Președintele Partidului, Vicepreședinții, Comisia Centrală de Cenzuri.
Noul statut prevede și standarde mai avansate de funcționare în funcționarea organelor economice ale partidului. În afara funcției de președinte a formațiunii, căruia îi rețină strădecirele principale în conducerea generală, partidul va avea și vicepreședinți, care în cazul lipsei președintelui sau în posibilitatea acestuia de a-și exercita atribuțiile, prin decizia Biroului Executiv Național sau prin dispoziția președintelui, vor executa interimat. Acest fapt va permite și funcționalitatea permanentă a partidului. Mandatul organelor de conducere și control a emisiei este de 4 ani. La fel țin să menționez că, indiferent de nivel, ședințele organelor colective sunt deliberative la prezența 50% de numărul membrilor sau delegațiilor pe caz, iar deciziile se adoptă cu votul majorității simple a celor prezenți. Toate organele de conducere ale partidului adoptă decizii din numele său și în limitele competenței sale prevăzute de prezentul statut. Deciziile organelor ierarhic superioare se adoptă ținând cont de opiniile organelor subordonate, pentru care aceste decizii vor fi obligatorii. Sursele de finanțare ale partidului provin din donații în parte persoanelor juridice și fizice, cotizația ale membrilor de partid, venituri provenite din activități proprii, subvenții de la bugetul de stat, alte surse legitime. La sfârșit, aș vrea să menționez că, deși statutul a fost elaborat în strictă conformitate cu prevederile și cerințele legislației viitoare, este un statut simplu și accesibil nu doar juriștilor, ci și membrilor și susținătorilor partidului. Vă mulțumesc! Onorată asistentă, stimați colegi, delegați și invitați. La data de 28 mai 2005, la Congresul Formațiunii Partidului Popular Republican, a fost adoptată decizia de aprobare a programului politic în redacție nouă. La baza acestui program au stat așa mulțumit cum ar fi credință, suveranitate, muncă, familie, țară, acestea fiind, la acea perioadă de timp, principalele prerogative. Astăzi, aprobarea programului politic în redacție nouă se manifestă prin necesitatea de a crea un program pozitiv, orientat spre soluționarea problemelor Republicii Moldova, spre conștientizarea unui sens nou al existenței ca atare a statului nostru. La baza noului program politic au stat valori fundamentale, în jurul cărora dorim să consolidăm societatea. De asemenea, în program sunt formulate o serie de scopuri politice care cu preponderență reiau și aprofundează mesajul nostru din campania electorală din noiembrie 2014. Prioritățile de bază ale programului Partidului Politic, Partidul nostru, sunt următoare. Pe dimensiunea economie se impune fi realizate următoarele măsuri. Elaborarea unui nou program de stat pentru reabilitarea industriei moldovenești, principala ideea cărui va fi definirea rolului decisiv a statului în dezvoltarea industriei, asigurarea legislației și a politicii fiscale, majorarea cotei investițiilor în economia moldovenească și altele. Pe dimensiunea agricultură, partidul nostru propune următoarele măsuri pentru dezvoltarea acestei ramuri. Elaborarea unui program de stat pentru atragerea investițiilor pe termen lung în agricultura Republicii Moldova, care vor asigura creșterea producției performante în volum total al agriculturii moldovenești. Susținerea din partea statului a procesului de consolidare a terenurilor, crearea noilor forme de proprietate agricolă, care va contribui nu doar la producerea mărfurilor competitive, dar și la participarea deplină a producătorilor agricoli în soluționarea problemelor sociale din localitățile rurale și alte. Pe dimensiunea educație, obiectivele primordiale sunt majorarea imediată a finanțării instituțiilor de învățământ primar, mediu și mediu de specialitate, majorarea salariilor cadrelor didactice până la nivelul celor mai mari salarii din sfera bugetară. Statul trebuie să anunțe învățământul de calitate ca etapă primordială și numărul 1 în Republica Moldova. Optimizarea nu a școlilor, ci a programelor de studii, volumul cărora adeseori este o povară irealizabilă pentru copii. În primul rând, este necesară reducerea programului școlar pentru ciclu primar și alte măsuri. Pe dimensiunea ocrotirea sănătății se impun a fi realizate următoarele măsuri.
propunerea revenirea controlului medical anual obligatoriu a tuturor cetățenilor din contul PNAM și din mijloacele bugetului de stat. Elaborarea și implementarea programului de stat pentru dotarea tehnică a tuturor structurilor care oferă servicii medicale populației. Extinderea listei serviciilor medicale gratuite care sunt disponibile în poliții de asigurare. Majorarea salariilor medicilor la nivelul salariilor judecătorilor din Moldova. Și alte misiuni. Pe dimensiunea protecției sociale, prioritare în acest domeniu sunt următoarele acțiuni. Majorare de cel puțin de două ori salarii a salariilor lucrătorilor sociali. Stabilirea unei indemnizații unice la nașterea primului copil în mărime de 15.000 de lei, la al doilea 25.000 de lei și pentru al treilea 50.000 de lei. Majorarea pensiei minime pentru toți pensionarii, după vârstă și invaliditate, la nivelul minimul de existență de 1.500 de lei. Pe dimensiunea apărarea drepturilor omului, partidul își va concentra eforturile pe respectarea strictă a legislației naționale cât și internaționale în domeniul drepturilor omului pe teritoriul Republicii Moldova, cu atenție deosebită fiind atrasă celor mai stringente probleme, eliminarea torturii și altor pedepse sau tratamente inumane și degradante, libertate și securitate individuală a omului, accesul liber la justiție și dreptul la un proces echitabil, dreptul la întâlnire și asociere, dreptul la liberă exprimare și acces la informații. Pe dimensiunea reformă a sistemului judecătoresc sunt necesare măsuri decisive. Caracterul public al tuturor ședințelor judecătorești, înregistrarea video și audio ședinței și publicarea ei imediată pe site-ul instanței de judecată sau pe un site specializat care să aibă acces toți cetățenii Republicii Moldova. Declararea stării de urgență care va asigura blocarea tuturor legilor și normelor în vigoare privind judecătorii și sistemul judecătoresc. Acest lucru va permite intentarea dosarelor penale și curățarea sistemului judecătoresc de judecători corupți, ocolind Consiliul Superior al Magistraturii. Pe dimensiunea lupta împotriva corupției, partidul își propune lichidarea Centrului Național Anticorupție, care este structura generatoare de corupție în Republica Moldova. Prezumția vinovăției pentru funcționari. Funcționarul trebuie să demonstreze legalitatea proprietăților sale și ale apropiaților săi. Statul nu este obligat să demonstreze ilegalitatea proprietăților, așa cum se întâmplă în prezent. Debirocratizarea, reducerea funcțiilor regulatorii ale statului, inclusiv în ramura economică și alte. Pe dimensiunea lustrație, părerea noastră este că persoanele care s-au discreditat fiind în serviciu public sau adus prejudicii interesului statului și societății, nu pot ocupa în continuare funcții publice. Este o condiție incontestabilă pentru normalizarea situației din țară și pentru readucerea Moldovei pe care stabilității și a dezvoltării progresive. La acest capitol propunem adoptarea legii lustrației privind celor care au deservit intereselor mafioase și oligarhice. Acestea au fost principalele teze pe care am vrut să le prezint din programul politic a partidului nostru. Vă mulțumesc pentru atenție! Vremea poate doresc de-a mă, știi? Eu cred că n-o să descoper bicicleta și știți propunerea mea, dar n-o să fac înainte de a menționa în sală prezența lui Gheorghe Usadi. Vă mulțumesc mult să sunteți lângă noi. Tata lui Renat. Fericirea ca tata să fie lângă mine, el a decedat înainte de a mă ocupare cu politica și de aceea vreau să cer scuze pentru neplăcerile care v-au fost aduse în perioada aceasta și dumneavoastră de toate smintele astea din presă. Deci în politică eu trăiesc cel mai mult pentru liderul trecere, liderul puternic, dar eu trăiesc părinții și copiii, de aceea dumneavoastră vă rugăm să fiți puternic și să treceți alături de noi toate neplăcerile pe care le-a avut Ciorul dumneavoastră și toți colegii lui. Asta e prima. Doi. O să am o rugăminte față de viitorul președinte ca să dispună transmiterea înscrierilor acestui congres Ministerul de Interne. Eu veneam și el fie să mă filmeze, știi? Poate dacă o să
președintele Alesu se poată să transmită pe un material de Ministerul de Interne, hai să o facem, spus cine îi apare în gheață cu aparatele astea de fotografiat, cu camere diferite. Și trei, mi-am adus aminte de o realitate. Era un deputat în primul parlament, președintele de colcos la Conicea, acolo unde sunt staroverii, cațapii. Și el legeu, îți distramau colcozul, vedeam și scoală 1, la legeu de el, de când era el, acel deputat, președintele colcozul, a zis că, bate, мы тебя избираем последний раз, что но на всю жизнь, știi? De aceea vreau să vă propun și eu candidatură, poate ultima dată, poate nu mai vin să mai propun, pe domnul Renato Usatăi. Cred eu că de acum cunoscut și de dumneavoastră și de întreaga Republică, calitățile lui, cât pozitive le cunoașteți, cât negative am mai vorbit, dar are mai mult pozitive și de aceea vă rog să susțineți, ca să nu mai laud în continuare, vă rog să o susțineți și să-l alegeți în funcția de președinte al partidului nostru. Stimați delegați, s-a auzit o singură candidatură propusă. Cineva are alte propuneri? Nu sunt, da? Dacă nu sunt, atunci conform regulamentului partidului sau ministrului astăzi, trebuie să supunem votului candidatura propusă. Cine este pentru aceea ca domnul Renato Usatăi să fie ales în calitate de președinte al partidului politic, partidul nostru, poftim votat. S-a abținut cineva? Un an. Felicităm atunci domnul. Eu tot în anumă somn, că nu mă vezi nici din partea asta. Bună ziua la toată lumea. Vreau să salut toți delegații, oaspeții, experții la acest congres. Cu sunetul meu normal sau că eu nu mă aud? Se aude. Vreau în special noi să-i mulțumesc domnului Nicolae Andronic, președintele Partidului Popular Republican din Republica Moldova, pentru încrederea și pentru faptul că a fost alături de noi, pentru faptul că a păstrat acest cult, acest partid și cum am promis sutilor, chiar miilor de cetățeni din Republica Moldova, când am promis că vom reveni la denumirea partidului nostru. Vreau să mulțumesc toți activiștii, toți membrii partidului. Toată țara deja cunoaște că suntem peste 30.000 de persoane. Suntem foarte mulți și îmi pare foarte bine și vă sunt foarte recunoscător că ați fost alături de mine, alături de noi în acest an. După tot ce am auzit, ce a declarat domnul Nicolae Andronic, după tot ce a spus doamna Elena Grițco despre programul partidului nostru, eu cred că nu este nevoie să repet tot ce s-a întâmplat pe parcursul anului 2014, dar totuși aș dori să menționez unele momente. Am încercat la începutul anului 2014 să facem rebranding la Partidul Popular Republican, după care toată lumea, după congresul care a avut loc în aprilie 2014, deci toată lumea a văzut ce s-a întâmplat cu partidul nostru.
toată țara deja cunoaște ce înseamnă cel târziu, ce înseamnă cel puțin. Am declarat de mai multe ori că în Republica Moldova, Republica Moldova este condusă de niște cetățeni de diferite culori, unii sunt albaștri, o parte sunt verzi, și acești albaștri verzi, care au fost speriați foarte mult de aparența partidului nostru, în loc de să ne înregistreze partidul, s-o ocupau cu producerea cadrelor corupte și criminale în Procuratura Generală, MAI și alte instituții de stat. Am încercat să înregistrăm partidul politic Paros. Toată lumea ține minte că, practic, toate persoanele care au devenit membri partidului politic Paros au fost prezent la congresul organizat în vară 2014 și, cu părere de rău, Ministerul Justiției controlat de Vlad Filat, ca și în cazul cu partidul nostru, n-a acceptat să fim înregistrat și Renat Usatăi a mai primit un dosar penal. Și, cu părere de rău, în acest dosar penal figurează nu doar Renat Usatăi, dar și foarte mulți membri și activiști al partidului. Am fost nevoiți, cum și-am promis cetățenilor, să participăm în alegerile din 30 noiembrie 2014, am mers cu în alegeri cu Partidul Politic Patria. Pentru acest fapt, vreau să-i mulțumesc domnului președinte a Partidului Politic Patria, Emilian Ciobu, și tuturor membrilor a acestui partid, că au acceptat să mergem împreună cu ei în alegerile din 2014. Până la urmă, toți am fost martori a unei crime, a unei situații care nu a avut loc niciodată în istoria mondială, ar fi spus, dacă vorbim de anii după război. Că pe timpul războiilor, după cum am citit, a fost scos un partid pe timpul când exista a doilea Vlad Filat în numele lui Adolf Hitler. După acest eveniment, după ce am fost nevoit să plec din Republica Moldova, vreau să spun un lucru clar și să fie clar pentru toți cetățenii din Republica Moldova, mai ales pentru cei de la guvernare. Că Renato Usat în scurt timp o să reîntoarcă în Republica Moldova. Da, Renato Usat nu era gata să meargă la pușcărie pe data de 28 noiembrie împreună cu Nicolae Țăpovici, Corneliu Morari, Morar și alți deținuți politici. Dar vă asigur eu că la moment deja sunt bine, cum spun rușii, acumulatorii practic повністю заправлены, поэтому в ближайшее время я появлюсь, и я видел в зале, там, видел на камере господина Лазу Нунтой, хочу вам сказать, что парашютный спорт в Молдавии будет самым востребованным в ближайшее время. Сегодня, я думаю, что нет смысла останавливаться, описывать политическую ситуацию в стране. Вся страна ее знает. Также хотелось бы отметить еще раз, что согласно преступному заговору в лице Плохотнюка, Филата и Воронина, политическая Патрия была снята с выборов самым подлым методом в истории человечества. В ближайшее время я представлю даже некоторые доказательства. Это аудиозапись одного из лидеров ПКРН, который дает указания членам ЦИКа за неделю до того, как нас, как Патрию сняли с выборов, о том, что нужно снимать Усатова, наши там три Владимира договорились. Также я хотел бы сообщить, что моя позиция по отношению к трем Владимирам не менялась, не изменилась сегодня и не изменится никогда. Я четко говорил о том, я обещал людям, что Филат, Плохотнюк и Воронин должны сидеть в одной клетке. Потому что это преступники, которые сегодня грабят собственный народ. Это люди, которые уничтожили полностью доверие граждан к собственному государству. Я
понимаю, что мы подавая документы в Министерство юстиции на следующей неделе, мы можем столкнуться с теми же проблемами, которые имели в 2014 году. Сейчас опять будет уже не Челпуцин, а будет там Челтерзил или наоборот. То есть придумать могут все, что угодно. Но я надеюсь на то, что международная организация, к сожалению, которая сегодня не присутствует на этом конгрессе, а, насколько я знаю, многие из них изъявляли желание прийти сегодня, они не допустят произвола молдавских властей, а мы со своей стороны сделаем все для того, чтобы многие из тех пунктов, которые указаны в договоре об ассоциации Молдовы с ЕС, они работали вне зависимости от, того, какой политический вектор выбирает наша партия. На тему политического вектора. Я устал весь прошлый год от спекуляций на тему того, что мы там партия войны, партия экстремизма, как показывали все телеканалы, в основном Плохотюка, который был, кстати, главным режиссером снятия нашей партии, с выбором был и режиссером, и исполнителем. Потому как это качественно все было сделано, я знаю организаторские способности Филата, и при всей моей нелюбви к нему, но он бы не был в состоянии сделать даже 10% из того, что было сделано. Я хочу, чтобы четко все знали, что партия Дулмосту, наша партия, это политическая партия, которая сегодня должна объединить общество, а не разделять на левый электорат, правый и так далее. Юрмамандрес партии Мулт к мембри партии Дулы Ностру сунт маймулт уаминк туату лумяк унаштика Республика Молдова вен партии Мулт Молдовен, Руш, Украине, Румын, Гагауш, Булгарь. Ампари партии Бине кам чей чемен пустан гэнт ланчо путуану и доуми и пайшке сам пленит. Тот считатени день Республика Молдова Nu contează naționalitatea, dar toți sunt membri a partidului nostru astăzi. Astăzi vreau să-i mulțumesc în special pentru încredere, pentru că au fost alături de noi pe Nicolae Țipović și Corneliu Muraru, deoarece aceste persoane sunt nu pur și simplu membrii partidului, deja au devenit și sunt, cred că, cei mai apropiați prieteni pentru mine din istoria vieții mele. Sper că în timpul apropiat șanse de ținut politici, cum sunt Mihail Amerberg și Pavel Grigorciuc, vor fi eliberați. Vreau să vă mulțumesc la tot pentru toată încrederea care am avut-o din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați acceptat să mă votați în funcție de președintele partidului nostru și vă asigur eu că voi face tot posibil și vom face posibil noi toți împreună ca să treacă, nu știu, 2, 3, 4 ani și în Republica Moldova, pe lângă sloganul puterea este în adevăr, sloganul principal să fie puterea este în justiție. И мы докажем, что в Молдове может существовать диктатура закона. Большое вам спасибо. Очень вас люблю, очень жалею, что не могу находиться рядом с вами. Но, как я говорил, несмотря на зимнее время, несмотря на минусовую температуру, парашютный спорт в Московской области развивается. Скоро будем развивать его в Молдавии. Спасибо большое. Stimați invitați și oaspeți, încă o dată din numele noastre vreau să felicit pe noul ales în calitate președinte Renato Satei, în funcția de președinte al partidului politic
partidul nostru, să dorim, în primul rând, sănătate, dârzenie și să înfrunte cu primul toate nervețele și toate obstacolele care stau în calea lui. Mergem mai departe, deoarece au fost dificultate schimbări. Partidul nostru. Deci, o să parcurgem cu dumneavoastră agenda ședinței cu următoarele puncte. Le dau citire cu privire la alegerea președintului și secretarului ședinței, cu privire la alegerea vicepreședințelor partidului și cu privire la alegerea biroului permanent central. Vă rog frumos, acum propuneri pentru președintele ședinței și secretarul ședinței. Cine are propuneri, vă rog? Ilian Cașu. Ilian Cașu, Alexandru Pietcov. La prima propunere de a da doamna Panuș, ca președintele ședinței să fie Ilian Cașu, adică eu, și secretara ședinței, domnișoara Nina Cireteu. Vă rog frumos, votează, încă o dată, votează doar membrii Consiliului Național prin simpla ridicare de mână. Cine este pentru ca președintele comisiei să fie Ilian Cașu și secretar Nina Cireteu? Vă rog frumos, votați. Unanim. Contra, abțineri, nu sunt. Vă mulțumesc că iai locul lui. Procedem la punctul 2 din agenda, cu privire la alegerea vicepreședințelor partidului. Așa, conform statutului partidului politic, partidul nostru, președintele partidului propune candidaturile pentru funcțiile de vicepreședinte a partidului. Domnul Renato Usati, președintele partidului nostru, propune următoarele candidaturi pentru funcția de vicepreședinte. Elena Panuș, Nicolae Țăpovici și Ilian Cașu. Alte propuneri, bine, nu sunt. Eu supun votului candidaturile lui Nicolae Țăpovici, Elena Panuș și Ilian Cașu pentru postul de vicepreședinte al partidului politic, partidul nostru. Cine este pentru? Membrii Consiliului Politic Național, vă rog frumos, votați prin simpla ridicare de mână. Așa, cine este contra? Abțineri, nu spun anim. Eu felicit vicepreședinții partidului. Vreau să remarc cu tristețe că colegul nostru, vicepreședintele partidului Nicolae Țăpovici, nu poate să fie prezent cu noi din cauza faptului că are interdicție de a părăsi locuința. Toată lumea, toată țara știe povestea tristă a colegului nostru, dar îl felicităm sincer din toată inima. Mai departe, punctul 3. Ne mișcăm foarte rapid și foarte repede, dar în conformitate strictă cu statutul nostru. Cu privire la alegerea biroului permanent central al partidului politic, partidul nostru. Deci se propun următoarele persoane pentru biroul permanent central al partidului politic, partidul nostru: Renato Usatăi, Igor Șeremet, Nicolae Țăpovici, Elena Panuș, Nicolae Grigorișin, Alexandru Atamanenko, Ilian Cașu, Elena Grițco și Nina Cireteu. Cine-i pentru, iarăși mă adresez membrilor Consiliului Național Politicii, cine-i pentru ca aceste persoane să reprezinte biroul permanent central al partidului nostru? Vă rog, votați. Așa. Contra. Abține. Nu sunt. Mulțumesc frumos și... cu aceasta ședința sau congresul nostru a luat sfârșit. Eu vă mulțumesc dumneavoastră, invitațiilor, că ați fost cu noi, că am fost împreună. Este un început extraordinar pentru o forță politică deosebită din Republica Moldova.
Nu plecați, pentru că este ceva... Să începem și de cine trebuie să venim. Haideți noi să începem, oricum, ca să nu înghețăm definitiv. Deci, întâi de toate, ținem să spunem, să repetăm, să spunem repetat că congresul de astăzi este încă o încercare a noastră de a legifera dreptul tuturor simpatizanților, membrilor, susținătorilor noștri de a se asocia într-o formație politică sau într-o oricare altă organizație obștească. Există acest drept consfințit de Constituție, dar noi suntem lipsiți de el. Este și o cerință a faptului că foarte mulți dintre susținătorii noștri au demonstrat fără frică, fără teamă la alegerile de 30 noiembrie 2014 că sunt alături de noi. Toată lumea știe că inițial au fost mai mulți de 70.000 dintre cei care au venit la alegeri și conștient au pus ștampila votat pe ștampila retras care era pus acolo de Comisia Electorală Centrală. Am vrut prin acest congres să demonstrăm că respectăm legea statului și am întrunit toate condițiile care au fost indicate în decizia de judecată atunci când mi s-a refuzat înregistrarea congresului din aprilie. Respectiv, deci am respectat toți termenii. Acum rămâne încă o dată să vedem dacă justiția în Moldova funcționează, dacă drepturile noastre vor fi respectate, drepturile cetățenilor, drepturile membrilor noștri. Vom depune pachetul de documente luni sau cel târziu marți, adică săptămâna viitoare, și vom aștepta să vedem care va fi decizia Ministerului Justiției. Ne adresăm prin intermediul dumneavoastră încă o dată către acest minister cu solicitarea de a examina documentele noastre strict conform legii. Acum vreau să-i ofer cuvântul colegului meu, Ilian Cașu, care în câteva cuvinte va spune despre planurile noastre în etapa imediat următoare. Eu vreau să vă mulțumesc acelor reprezentanți ai mass media care continuați să veniți la conferințele noastre de presă, să reflectați, sper eu, echidistant, nepărtinitor, toate evenimentele politice care se întâmplă cu noi. Dumneavoastră sunteți acea pârghie pe care o avem de a transmite mesajul nostru politic societății. Sunteți acea pârghie de care am făcut uz din 1 decembrie încoace, de când s-a început valul de represiuni politice asupra activiștilor Partidului Patria, asupra membrilor echipei lui Renato Usate. De aceea vă mulțumesc. Ați văzut azi o echipă bine consolidată, ați remarcat că cu excluderea Partidului Patria din cursa electorală, în mod abuziv și ilegal de către actuala guvernare, noi am rămas uniți, am rămas o echipă, am rămas consolidat și vă spun cu toată sinceritatea, aceste represiuni, aceste ilegalități, aceste fără de legi ne-au făcut și mai tari, pentru că o asemenea regretabilă experiență politică nu o capiți nici pe băncile universității și nici la diferite traininguri. Noi deja suntem o echipă solidă, o echipă care avem un obiectiv foarte clar în frunte cu liderul nostru, Renato Usatăi. Cum am menționat, în afară de acele slogane de bază, puterea este în adevăr și Moldova fără corupție, noi mai adăugăm câteva, Moldova are justiție și dictatura legii, pentru asta vom lupta în continuare. V-ați convins că susținătorii lui Renato Usatăi, ei n-au dispărut din țară odată cu excluderea partidului.
unicul, cel mai important element al partidului nostru, spre deosebire de cei de la guvernare, este că noi avem susținere reală în societate. Și asta ne deosebește de ceilalți. Însă astăzi ați văzut un efort sincer, pragmatic și consistent de a reînnoi clasa politică cu oameni noi, oameni școliți, atât în Moldova, cât și peste hotarele ei, oameni care au obiective clare, oameni care vor un singur lucru pe care Moldova nu l-a avut. Și vreau să spun cu tărie lucrul ăsta, Moldova nu l-a avut în cei 23 de ani de independență. O guvernare pentru oameni. Noi spre asta tindem, lovesc în noi, vor fi probleme cu înregistrarea, însă nu ne sperie, noi mergem înainte și eu sunt convins, în numele partidului nostru, a celor care ne susțin, ne simpatizează, noi vom reuși. Acum îi dau cuvântul și domnului ex-președinte, domnului Andronic. Nu, eu n-am cerut cuvântul, dar vreau să mulțumesc și eu presiei. Eu personal am demonstrat și cred că partidul în continuare va demonstra și el o consecvență în toate acțiunile. În această perioadă au fost diferite propuneri, dar am fost foarte consecvenți. Este important că acest partid, de la discursuri frumoase, vedeți că liderii noi aleși au discursul foarte corect, dar ar fi bine și m-aș bucura foarte mult dacă la prima piatră de încercare sunt alegerile locale. Și iată, atunci, asta este, de fapt, pentru ce se formează partidele sau tăria partidelor va fi demonstrată la alegerile locale. Și de ce nu-i rămâne decât să-i urez partidul nostru cu noua lui denumire, succese mari, cât în acumularea mandatelor de consilieri regionali și sătești, atât și într-o guvernare corectă. Cred că dacă lucrurile se inversau, nu puteau, adică dacă partidul nu era scos din cursa electorală, n-avea să fie văzută activitatea lui atât de bine cum va fi văzut în această campanie de alegeri locale, unde poate să manifeste sute mii de oameni în funcție de consilieri. Eu cred că toate acțiunile după congresul nostru din aprilie aceste guvernări nu au fost îndreptate spre lichidarea care de fapt erau îndreptate spre lichidarea formațiunii și persoanelor care participă la această formațiune, au adus numai la un rezultat care nici nu l-au așteptat. Au făcut imagine cât personală domnului Renato Usatăi, atât și la membrii de partid. Ei au primit un rezultat neașteptat pentru dânsii și de aceea partidul este în vogă, are priză la oameni cei ce nu s-ar spune și o repet încă o dată. Dacă partidul nu era scos din cursă, eu cred că domnul Dodon nu avea nici 5 deputați în Parlament. Ceilalți aveau să fie ai domnului Renato Usate. Eu rămâne numai să spun să mai repet ceea ce am mai spus. Succese și modestie, lucru mai mult decât vorbe. Ați vorbit de alegerile locale. Aveți deja anumite un candidat pentru Primăria Chișinău? Vă mulțumesc, Speranța, pentru întrebare. Știu că asta interesează pe foarte multă lume. Noi urmează să discutăm la Consiliul Politic Național și să identificăm persoana din partea partidului nostru care va participa la locale în municipiu. Ceea ce vreau să vă spun dumneavoastră și mass media este că noi cu siguranță vom participa în alegeri locale în toată țara. Decizia este luată și asta este. Deci totul ce facem este în pregătirea pentru alegerile locale, chiar dacă mulți și în primul rând cei de la guvernare nu ne doresc, pe noi ne doresc oamenii, deci este și obligațiunea noastră de a participa în alegeri și voi fi modest
victoria va fi de partea noastră. Eu l-am văzut pe Dodon, care are 3 candidați sau 4. Eu cred că aici o să fie unul care o să câștige. Asta este ferm. Dar de ce nu? Nu exclude nimic. Politica, totul este îndreptat pentru un câștig, pentru a demonstra cetățenilor. Adică polițianul, ca să demonstreze că vorbile coincid cu faptele lui, trebuie să fie antrenat într-o funcție de stat. Și de ce nu ar putea fi și acesta o posibilitate de manifestare a capacităților și calităților domnului Sat? Dacă domnul Sat candidează, credeți că îi merge și pe Chetoacă și pe Dodon? Eu cred că acum, în situație dată, are șanse la. Dar de ce n-a fost dumneavoastră prezent astăzi? Dumneavoastră, Speranța, știți foarte bine răspunsul la această întrebare. De ce nu a fost domnul Satei prezent? Pentru că există riscul major de a fi arestat abuziv și ilegal. Noi încă mai suntem în valul ăsta de represiuni, nu știu dacă ProTV-ul, dar întreaga societate cunoaște povestea activiștilor noștri arestați fără nici un temei pe capete legal, pe capete de fabricate de către organele de drept ale Republicii Moldova. Renato Usatăi are deja câteva dosare fabricate, legate cu oață și în baza acestor dosare, autoritățile urmează să-l aresteze. Deci și nu a fost posibilă prezența dumnealui în sală cu noi. Dar aceștia activiști au avut mandat de arest, adică domnul Usatăi nu are. O să aibă dacă să vine în pace. Nu, eu cred că aici e cu tot altceva. Știi, să încerci marea cu degetul, nu e bine. Este bine știut că acești oameni care au deschis niște dosare abuzive vor să-și demonstreze totuși că aceste dosare au fost deschise legal, lor nu le iese. Vedeți, toți participanții la aceste dosare au fost eliberați, nu sunt capete de acuzare și ca să menții puțin această atmosferă, ca ei să demonstreze, ei care pretind la funcții înalte de conducere la Ministerul de Interne, acum, pentru dânsi ar fi o plăcere să vină și Usatăi încoace să demonstreze. Dar eu cred că domnul Usatăi, noi am vorbit la tema aceasta cu dânsa, el este gata să vină. Eu am spus, păi, așa este soarta policienilor, păi nici nu stai închis, ori n-ai două dosare, nu ești polițian. Este gata, dar nu corespunde, adică n-ar trebui să facem plăcere la acești guvernanți. Cred că poate o alegere a unui guvern nou va tempera cumva acțiunile acestea ale unor executanți de la Procuratură și la Ministerul de Externe, la Ministerul de Interne, care vor să se afirme în fața șefilor lor prin arestarea cetățenilor nevinovați. Asta înseamnă că este frică? Asta nu înseamnă că este frică, sunt cunoscute rezultatele și nu cred că contează ăstia. Este comensurabilă jertfa care trebuie să o aduci. Eu cred că în timpul apropiat și organismele internaționale vor reacționa într-un fel la toate, la aceste lucruri care au fost făcute și de aceea nu cred că trebuie să mai vii, să mai rănești pe duchii în închisorile astea pentru a demonstra că ești nevinovat. Asta înseamnă că încă noi nu neapărat să facem jocul guvernului, pentru că asta a fost, de fapt, scopul inițial, ca domnul Sotei să fie arestat, ca toți colegii noștri să se întâmple ceea ce s-a întâmplat, adică și Țpovici și Cornel Muraru, care știți cum au fost reținuți. Știți probabil, dacă urmăriți de comunicatele noastre de presă, că toți membrii Partidului Parus sunt acum invitați la poliție, inclusiv se merge pe acasă la bătrâni și la pensionarii care au primit ajutoare. Deci scopul guvernării a fost unul foarte simplu. Din frică să-i închidă gura lui Usatăi pentru un timp mai îndelungat, ca echipa lui și toți susținătorii lui să stea în case, închiși, de frică să nu iasă undeva pentru ca să nu fie iarăși de nou persecutați. Și nu am vrut să-i facem, adică și domnul Satui nu vrea să le facă plăcerea guvernanților. Eu aș vrea să reformulez remarca și întrebarea Speranței.
e frică luxatei. Nu este chestia de frică, dar să înțelegeți un singur lucru. Autoritățile și organele de drept care se ocupă de usatei și echipa lui, ei sunt în fără de lege, în bespredel. Ca să înțelegeți lucrul ăsta. Noi care rămânem în câmpul legal, este foarte, foarte greu. Trebuie să fii în pielea noastră ca să-ți dai seama în ce țară trăiești și atunci să vorbești de frică. Sunt niște condiții inegale. Niște cetățeni asociați într-o organizație, într-un partid, care se folosesc de prăghii legale, însă organele statului, abilitate prin lege, să-și protejeze cetățenii, de fapt îi intimidează și îi hărțuiesc, pentru că ei se află în ilegalitate. Ca să înțelegeți esența situației politice în care ne aflăm noi. Am înțeles, dar la primărie domnul Țati va candida prin Skype? Nu, stați puțin. Nimeni n-a spus că va candida. Da. Dar eu cred că încă ar putea să ajung ca partidele din arcul de guvernare de astăzi să agreieze participarea lui la alegeri, deoarece nu au cu cine și astăzi în campanie electorală în oraș. Și de aceea, până atunci, în atâtea luni, în 4 luni sau câte au mai rămas până la alegerile locale, eu cred că lucrurile se vor așeza, se vor precipita și de aceea, prin Skype, cred că va vorbi cu, dacă și va participa, va vorbi cu fostul primar. Mai există și un plenorul pe care o fac juriștii noștri pentru a demonstra că toate aceste dosare sunt fabricate. Ați văzut pe Expo aici, Cornel Moraru, că se reușește, mai sunt și justițiari profesioniști în țara asta și departamentul nostru juridic lucrează foarte mult pentru a aduce argumentele că toate aceste dosare nu sunt altceva decât niște povești scrise și puse pe hârtie. Și dacă nu se reușește... Deci ce fraților cumpără și-o care de cer înseamnă? Noi este trebuie. Greu să desfezi, este greu să desfezi ce înseamnă sportul cu parașuta, dar cred că o aluzie marca Usatei, de calibru Usatei, care descrie actuala revenire. Situație politică și sigura și certa revenire a lui Renato Usatei în Moldova, cred că este de datoria lui să păstreze această intrigă pentru întreaga societate și pentru mass media, când și cum Renato Usatăi, dar sigur, cert, va reveni în Moldova și va participa în alegerile locale, nu pe Skype. Fizic, live. Dar este posibil, dacă nu se reușește ceea ce spunea doamna, ca lucrurile să se limpezească, este posibil să candideze unui ilegal fără a fi prezent în țară? Nu este posibil să candideze un politician, cetățean, la o funcție publică prin Skype. Deci și... Mai dezvoi și la alții să mai pună niște întrebări. A выступая сегодня по Skype, господин Усатый подчеркнул роль международных структур в том, что и господин Цепович, и господин Морару были выпущены из-под стражи. А как вы оцениваете в этом смысле роль молдавского гражданского общества? Сыграли ли настроение, направленное против нынешней власти, которая совершенно откровенно взвелась с политическими заключенными, сыграла ли роль атмосфера в гражданском обществе Молдавии в данном случае? И сюда же вдогонку, как вы оцениваете вот в этой атмосфере, возросли ли шансы на следующей неделе получить положительное заключение от Министерства юстиции по поводу регистрации нашей партии. Спасибо. Мы думаем, что каждый шаг, который нами сделан, играет свою роль. И то, что наши коллеги обратились во все международные структуры, во все посольства и нас поддерживали, они понимали всю тяжесть и несправедливость ситуации. Я думаю, что действительно настроения в обществе очень сильно изменились, и они нет уже той эйфории, которая была до выборов, что будем, и вот мы все пойдем проголосуем за наше проевропейское будущее. Выборы прошли, у нас есть то, что есть, и то, что есть, никак не назовешь проевропейским будущим. Никаким будущим. Люди просто не видят будущего.
Мы думаем, что даже судьи, которые до сих пор все время продлевали арест наших коллег то на 30, то на 20, то наконец-то поняли, что то, что происходит в обществе, это не то, что нельзя назвать демократией, это вообще нет слов, чтобы все это как-то назвать. И обязательно все эти несправедливости вернутся к ним бумерангом. И недовольство людей, они этим только подпитывали то большое недовольство, то большое разочарование, которое у людей появилось после выборов и после того, как мы видим, что у нас уже февраль, а у нас нет правительства, у нас не работает парламент, у нас нет бюджета, и скоро наши бюджетники и пенсионеры просто не будут получать свои зарплаты и пенсии, не будут платить за свои фактуры и т.д. и т.п. Поэтому мы, конечно, очень благодарны всем тем, которые и общественные организации, не говоря уже о простых гражданах, которые нас все время поддерживали, потому что это действительно тяжелый период, его тяжело пройти и держаться сплоченными. Спрашивала вот девушка с ПРТВ про страх или про нет, мы не боимся, и господин Ренат не боится, но очень неприятно, когда выходишь вокруг здания, где у нас проходит съезд, вот вокруг этого здания и по всем кустам сидят представители МВД. Чего они там ищут, чего они хотят, зачем, неизвестно. Это, конечно, создает такое неприятное положение, но несмотря на это, мы идем вперед, мы сплоченно, и наш сегодняшний съезд это... Сейчас спустим на вас средние частоты. Чего вас спустим? Ну, спустим, как стал полетишь, по тебе не должен сасышко. Пылаштяк, да. Атонч, да, да, пылаштяк, пиденс, дечима, filmează pe mine și pe alți participanți. Ați vorbit cu dumneavoastră? Am vorbit cu dânsii. Am vorbit cu dânsii. Bine. Vă rog, întrebați. Da. Să că partea Народно-Республиканска ваша дитище, вы служили полномочия председателя, насколько вам тяжело было это сделать, и что послужило основным побудительным мотивом для этого? Ну, все говорят в республике о необходимости смены поколений, политиков. Несмотря на то, что вот этот лозунг как-то так вошел в умы людей, и они даже не заметили, что те молодые, за которых они голосовали в 2009 году, проворовали все, что можно было, что еще Владимир Николаевич оставил в этой стране. Вы не видите, что этот принцип, то есть смена, должна произойти не просто автоматическая, а вот пришли люди, которые... У нас это всегда было, у нас не было последовательности. Никто не приходил в политику обсуждать концепции, налоги, снижение этих налогов, снижение прессинга, благосостояние людей. Все приходили и говорили, вот кто был до меня воры, выберите меня, и сейчас будет хорошо. Мы поняли, и вы, наверное, это поняли, вот начиная с прихода Владимира Николаевича, который все говорил, что все воруется. Я думал, что он все своровал, но, оказывается, он еще оставил и этим. И потому каждый политик, который участвует в этом политическом процессе, должен понять, что приходит время, когда нельзя жить только неуспехами. Я сделал в этой жизни, кажется, то, что нужно было сделать. И правовую реформу, и территориальную реформу, и новые кодексы, и то, что мог сделать один человек в истории. Поэтому надо передавать, я же не Брежнев, чтобы не подумать о том, что надо вечно быть в этой, даже если тебе нет успеха. Это первое. Второе. То есть это менталитет самого политика, который отказывается дальше. А второе, конечно, есть вот эта притягательная сторона, которая притягала людей. И я это почувствовал к Ренату Усатому. Я добровольно, так сказать, сложил с себя полномочия. Буду рад, если мне не будет стыдно после этого, что именно я его предложил председателем партии. Пока что не стыдно. Единственное, что, мне кажется, не хватает политикам,
я говорил это и про Влада Филата, и про Лохотнюка, и про Рената Усатова. Те, кто немножко успели в бизнесе, к сожалению, когда приходит в политику, не понимает, что бизнес и политика – это совсем другое. Вот там ты имеешь, допустим, 20 лет, поставил себе задачу, и на 20 лет ты ее решил. Здесь в политике совсем другое. Я думаю, что после этих событий, как не печальны были события, последующие после нашего съезда в апреле, но я думаю, что они научили многому и самого Рената Усатова. Так что он уже битый, я говорю, за одного битого за 10 уже, наверное, дают. Но у вас даже никакого формального поста не остается, да? Нет, я, если понадобится Ренату Усатому какие-то мои советы, я с большим удовольствием. Я слишком рано, наверное, вошел в политику, это было 35 лет, я стал зампредседателем парламента, потом первым вице-премьером, и я потому не ощутил то, что должен ощутить человек, который уже, которому стукнуло 55 лет. Если жизнь, если семья, если дети, если ему понадобятся какие-то советы. Но, к сожалению, эта политика, она, я, знаете, она, как говорит, менты, проститутки и политики бывшим не бывают, да? Они всю жизнь. Так и здесь. Я стараюсь все от нее избавиться, а меня находят. Все с ней. Ну, там интервью, там совет. И потому я вам говорю, что я был бы рад, если бы смог бы где-то через несколько лет похвалиться, что вот этот человек, тот, которого я предложил в политику. Noi, dacă nu mai sunt întrebări, noi vă mulțumim frumos că ați venit, ați reflectat evenimentul nostru de astăzi și vă dorim, vă invităm la o cafea, da. Și vă mai așteptăm la alte evenimente și colaborăm în continuare.